La data de 25 iunie, la nivel național, a început prima proba evaluării naționale Limba și Literatura Română, proba scrisă. Măsuri de siguranță suplimentare sunt luate și pentru desfășurarea în siguranță examenului național de bacalaureat, care va avea loc tot în această perioadă. Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj a dispus o serie de măsuri pentru siguranța desfășurării probelor. Astfel, polițiștii aflați în dispozitivul curent de la structurile de ordine publică rutieră, dar și din cadrul altor structuri, acționează pentru ca examenul susținut de absolvenți să aibă loc în condiții de siguranță. Polițiștii alături de jandarmi și polițiști locale vor desfășura activități pentru menținerea unui climat de ordine și siguranță publică în zona unităților de învățământ, astfel încât examenele să se desfășoare în condiții de normalitate. Echipajele din teren vor acționa pentru a depista și lua măsurile legale față de persoanele care, prin comportamentul sau activitățile pe care le desfășoară, afectează climatul de siguranță publică. În acest sens, centrele de examinare sunt incluse în itinerariile de patrulare ale polițiștilor. De asemenea, polițiștii rutieri vor acționa pentru fluidizarea traficului rutier și prevenirea accidentelor rutiere în zona centrelor constituite, atât pe timpul desfășurării activităților propriu-zise de examinare, cât și pe timpul afișării rezultatelor. Polițiștii sunt prezenți pentru informarea cetățenilor și prevenirea unor fapte ilegale. Toate activitățile se desfășoară în cooperare cu celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne și cu ceilalți parteneri instituționali.